Mr. President, Your Excellency, distinguished guests, ladies and gentlemen, welcome to tonight's lecture. We are pleased to have been able to arrange tonight's lecture in collaboration with the Romanian Embassy here in London, and also with the generous support of the Romanian Cultural Institute. And this lecture is part of a series run by the European Institute here at the LSC, in conjunction with APCO Worldwide. This important series brings together a number of leading political and academic figures to discuss the current and future agenda for Europe. Tonight's lecture has been coordinated by our new research unit here at the school, which focuses on the wider region with the title of LISI, Research on Southeast Europe. And I'd like to thank my colleagues in the research unit for coordinating tonight's event, and in particular my colleague Ivan Kovanovic, our administrator. Our speaker tonight, of course, is Traian Pașescu, the current president of Romania. He was elected president in 2004 and is now well into his second term. He has previously been mayor of Bucharest and also minister of transport. In his early career before entering politics, he served as a captain in the Merchant Navy, and we'd just been talking before we came, he's emphasized this has given him quite a pragmatic approach to some of the political issues. The topic of his talk tonight is the Romanian experience of welfare policy, highly topical in the European context, in which we discuss the role of the state, the role of social solidarity in a context of recession, in a context of seeking further growth. After the President has spoken, we're very pleased to welcome Professor Vladimir Tizmianu, from the University of Maryland. He will say a few words as a discussant, and then we'll be able to open it up to questions and answers from you, the audience. We're on a tight time schedule, so I will say very little more, simply to indicate, as you may have already understood, we've invited the President to speak in Romanian, and then there will be a translation available as to what the President's speech, and then we will revert to English for the questions and answers. So, as time is short, can you please join me in giving a very warm LSE welcome to the President of Romania, President Pașescu. Honestly speaking, I avoid to use English language in my speech, simply because I don't like to see tomorrow in Romanian newspapers criticism about my poor English language. For this reason, I will transfer this mission to a good translator from Romanian to English language. Thank you for your understanding, but it's difficult to be in London and to use English language. Este o onoare să deschid seria conferințelor Ghiță Ionescu. Pentru noi românii, profesorul Ionescu a fost un reper major al exilului intelectual din perioada în care România se afla sub dominația unei dictaturi totalitare. Vă mulțumesc pentru invitația de a mă adresa dumneavoastră aici, într-o instituție dintre cele mai prestigioase în domeniul științelor sociale. La London School of Economics au studiat, ori studiază numeroși studenți români, într-un mediu cu adevărat internațional și competitiv. Profesorul Ionescu a descris regimuri precum acela pe care țara mea l-a cunoscut vreme de 45 de ani, dintr-o perspectivă teoretică. Eu doresc să vă vorbesc acum dintr-o perspectivă practică. Politica, în forma în care era
aceasta înțeleasă pe atunci era văzută mai puțin ca un set de argumente ori de principii, cât o sumă de promisiuni. Comunismul le făgăduia oamenilor că vor fi fericiți. Ideologii Partidului Unic promiteau o societate fără inegalitate, fără represiune, fără conflicte, fără exploatare și fără crize de sistem. În realitate, totul s-a transformat într-un eșec de proporții istorice. Vedem cu toții în jurul nostru evidența. Inegalitățile se adânciseră. Represiunea ajunsese la proporții de masă. Conflictele au fost suprimate doar în măsura în care au fost suprimați și actorii acestora. Exploatarea cetățenilor era asumată chiar de stat în numele unei libertăți de tip nou. Sistemul era într-o criză permanentă. Incapabil să elimine statul, așa cum își propusese, comunismul s-a mulțumit să-l șubrezească. A eliminat respectul pentru ordinea de drept în numele unei justiții partizane. A erodat legitimitatea instituțiilor publice și a forțat o falsă modernizare, ale cărei efecte nefaste le contabilizăm chiar și astăzi. Intrarea în postcomunism nu a însemnat și abandonarea integrală a acestei concepții despre politică. Mulți oameni așteptau un nou miracol care să vină din partea statului. Speranțele că statul trebuie să ne asigure fericirea i-au fost substituite gradual, ideea că statul trebuie să garanteze bunăstarea fiecăruia și a tuturor. Convingerea mea este că un om politic nu trebuie să cultive clișeele și nici să se lase sedus de spiritul utopiei. Societățile sunt alcătuite din indivizi care trebuie să fie responsabili pentru propria lor soartă. Această constatare ne duce la alta, legată de principalul rol al statului, care este acela de a asigura supremația legii. Statul trebuie să fie un arbitru corect și este dator să asigure protecția cetățenilor săi. Criza economică pe care o traversăm ne-a făcut să descoperim însă că viețile și libertățile multor oameni sunt constrânse de un gen de stat cu totul diferit. Un stat intervenționist care consumă resurse enorme, care este bazat pe o birocrație extinsă. Las specialiștilor în filozofie politică sarcina de a dezbate meritele și defectele diferitelor forme de stat capitalist. Eu mă mulțumesc doar să arăt acum către o stare de fapt pe care o percepem cu toții. Criza mondială ne-a demonstrat cât de vulnerabile sunt statele care intervin în exces în mersul pieței libere, inclusiv în piața forței de muncă, dar și în protecția socială, de multe ori nejustificat de extinsă. Un mare profesor al școlii dumneavoastră, Friedrich Hayek, declara că sistemul proprietății private este cea mai importantă garanție a libertății, nu doar pentru cei care au avere, cât și pentru aceia care nu o au. Este o modă recent să acuzăm sistemul capitalist de toate relele crizei. Capitalismul este, desigur, perfectibil. Însă mă întreb care ar fi fost soarta țărilor din estul Europei, dacă nu cumva a continentului nostru, dacă actuala criză economică ar fi lovit economii de comandă, inflexibile și centralizate. Situația actuală este mai serioasă decât ne-o sugerează un calcul pur economic. Democrația, înainte de orice, trebuie să fie sustenabilă.
deficitele severe, cronice, un grad de îndatorare în continuă creștere și un regim punitiv al impozitării sunt incompatibile cu principiile unei ordini politice construită în jurul valorilor libertății și responsabilității individuale. Piața liberă nu este anexa statului social, ci statul social depinde de bunul mers al pieței libere. Există un permanent pericol care vine dinspre politicieni. Alocarea de beneficii unor secțiuni ale electoratului pentru a-și asigura susținerea în alegeri. Acest fapt implică o vulnerabilitate considerabilă pentru întreaga societate, pentru că instituțiile reprezentative devin instrumente ale unor grupuri în loc ca aceste instituții să lucreze în interesul public general. Spirala beneficiilor nejustificate se întreține apoi singură. Accentul pus disproporționat pe politicile bunăstării mai trebuie înțeles și într-un alt context al crizei de valori. Există tentația să ne închidem într-un cerc restrâns al consumului și beneficiilor, de a susține o formă sau alta de protecționism sau de izolaționism. Însă democrațiile moderne au avut un simț al misiunilor istorice. Preferând întotdeauna pacea războiului, comerțul izolării, democrațiile au creat un spațiu de expansiune în care libertatea și drepturile individuale au devenit valori esențiale pentru milioane de oameni. La originea Uniunii Europene găsim acest impuls pacifist și generos. Membrii în acest club al democrațiilor avansate, noi nu am ajuns la acest stadiu în același mod în care au ajuns partenerii noștri din Europa Occidentală. Privind din perspectiva istoriei, observăm că statele vest-europene au devenit democratice într-un interval îndelungat. De la începutul existenței lor moderne, statele occidentale au fost de regulă state de drept care aveau administrații competente și instituții legitime. Acestea au asigurat respectul pentru drepturile individuale chiar și înainte de triumful egalității politice și al principiului suveranității populare. Spre deosebire de acest model, unele state din Europa Centrală și din Estul Europei, printre care și România, s-au reinventat într-un interval foarte scurt după 1989 ca democrații electorale. Pe acest fond trebuie înțeleasă direcția evoluției acestora către crearea unor instituții puternice și legitime în cadrul statului de drept. Întărirea democrației înseamnă, în acest sens, trecerea de la democrația formală, procedurală, la democrația consolidată. Acesta este un proces complex. Experiența României, ca și a altor state postcomuniste, arată că procesul de reformare a statului este mai lung decât ne așteptam în 1990. Apare astfel paradoxul unor aparate statale care promovează schimbări revoluționare la nivel politic, social și economic, dar care dovedesc un grad important de inerție la nivelul propriei lor funcționări, ceea ce duce la obosirea părții din societate care susține schimbările și la o scădere a credibilității instituțiilor statului. Pe acest fond prosperă populismul, o temă care l-a preocupat și pe profesorul Ghiță Ionescu. Acesta observase, alături de Ernest Gellner, că populismul este ideologia cea mai frecvent adoptată
de conducătorii unor noi state. Dacă socialismul promitea o fericire difuză, idilică, ce urma să fie atinsă în faza împlinirii comunismului, după 1990, promisiunea făcută de noile democrații părea să fie, pentru mulți, doar satisfacția tangibilă a bunăstării occidentale. Această echivalare a lăsat loc frustrărilor atunci când boom-ul economic s-a lăsat așteptat, oricând efectele sale nu au fost resimțite de toți. Nemulțumirile au fost rapid valorificate de partidele antisistem și cele ale foștilor nomenclaturiști, care au mizat pe încurajarea etatismului și a reflexelor colectiviste moștenite din perioada precedentă. Una dintre ideile pe care acum încercăm să le impunem în România este aceea că democrația, calitatea acesteia, depinde de rolul pe care indivizii și-l asumă în mod liber și responsabil în societate. Democrația nu este regimul statului, ci acela al cetățeanului. Poate că cel mai remarcabil fapt care s-a petrecut cu rapiditate în România este consolidarea unei culturi politice democratice. Încă din secolul al XIX-lea, de la formarea statului român modern, elitele noastre politice și culturale au fost pro-occidentale. Ocupația sovietică și dominația Partidului Unic nu au putut suprima această orientare, care a redevenit principalul element de consens al elitei românești încă din anul 1990. Există așadar o contribuție a orientării noastre, o continuitate care a fost ajutată de păstrarea unor legături cu Vestul, dintre care cea care a atins cel mai direct marea majoritate a populației a fost contactul cu radiourile occidentale, inclusiv cu secția română a BBC. Luați aceste gânduri imperfecte ca pe o invitație la o dezbatere venită din partea unui om care își pune întrebări cu privire la sistemul de valori ce trebuie să îi susțină atitudinile. Soluțiile la provocările lumii contemporane le vom descoperi și ni le vom însuși într-un dialog angajat. Aici un rol fundamental îl are elita academică. Aceasta are rolul de a chestiona prejudecățile, de a face să evolueze mentalitățile, de a apropia culturile. Fiecare dintre dumneavoastră puteți face mai mult decât pot face toți oamenii politici. Încercați să ne înțelegeți așa cum a reușit românul Ghiță Ionescu să înțeleagă societatea și sistemul politic occidental din a doua jumătate a secolului trecut. Așa cum Europa de Est are nevoie în continuare de investiții străine, se simte și nevoia unor investiții de interes intelectual. Vă pot încuraja spunându-vă că veți găsi destulă originalitate, dar și surprinzător de multe lucruri comune. Închei cu un îndemn la încredere. Circumstanțele extraordinare în care ne găsim nu trebuie să ne conducă nici spre dogmatism și nici spre lipsa de speranță. Un alt mare profesor al școlii dumneavoastră, Michael Oakeshott, afirma că în politică navigăm pe o mare nemărginită, unde nu sunt porturi în care să te refugiezi în fața furtunii și unde nu ai unde să arunci ancora. Însă maestria omului politic este de a adapta modurile obișnuite de comportament la împrejurările ostile pentru ca oceanul să ne devină prieten. Împreună vom reuși să străbatem această încercare. Vă mulțumesc!
We have a number of themes now to pursue in the Q&A, and themes clearly of a philosophical nature, the role of the state, individual responsibility, but also perhaps some specific policy questions as to how we apply the philosophy on contemporary issues and dilemmas. So we have, I think, about 25 minutes for questions and answers, and this should be plenty of time for you to make your contributions. There are colleagues here with the... Professor, please, with your permission. Yes. Eventually, if the auditors have questions, any type of questions about Romania, I don't like to keep you in a very narrow area of questions. Okay. That's very generous. So you now have even more freedom. The President has said that it's a matter of individual responsibility, but hey, you have much more freedom to express your views. I think I would like to take a number of questions at a time, if this is okay. There are colleagues in red with microphones. We'll need this for various purposes. I should explain that, like all LSE lectures, this is being made into a podcast, and so that's an additional reason why we use the microphones. Could I take the gentleman here first, please? Could you identify yourself and then ask the question? Thank you very much. My name is John Palmer. Many, many, many years ago, I studied at the school, but in more recent years, before my retirement, I was political director of the European Policy Centre in Brussels. And I wanted to ask the President, if I may, if he could develop his thesis of the choice between liberal free democracy on the one hand, with the concerns about social solidarity in the face of crisis on the other. And in particular, how and where Romania stands on the debate inside the European Union. Some populists say we should scrap social programs in the European Union, including social programs designed to help the new member states. Others, arguing from social solidarity, believe they should be strengthened. And I wonder where in Bucharest, and you in particular, Mr. President, where you stand on that debate. Thank you. Could we take the gentleman right at the very back? Keith Raffin. Mr. President, how do you respond to what might be described as the prevalent view within the European Union and among its leaders at the moment that Romania was admitted prematurely to the European Union because of inadequate progress in tackling both corruption and organized crime? And does it embarrass you that in our press constantly, again today, there are references to corruption and organized crime in both Romania and Bulgaria, and that it is not being tackled fast enough? And this is now becoming such a dominant theme that, in fact, it may well be regarded as delaying the entry of other applicant nations, because it was felt that Romania was admitted, as I say, prematurely, without sufficient negotiations and safeguards on the judiciary, on law and order, on organized crime, and on corruption. Okay, let's answer to first two questions. Well, the solidarity must be one of the main characteristics of a European society. But the solidarity, if we talk in terms of social protection, must function like a result of a performant and competitive economy. If we like to build first the solidarity, allocating huge resources for solidarity, but don't having a performant economy, for sure, sooner or later, the échec of our policy is guaranteed. And we already have examples in Europe with countries which put in front of any policy the solidarity
a so-called solidarity, which was the engine of borrowing huge amounts of money to support this social protection system, and on the end the economy don't generate the necessary resources to be solidar as large as we want to be solidar, or as large as the politicians like to declare that they are solidar sometime with entire nation. For example, in Romania, before crisis, 13 million after out of 20 million were in one or another way assisted in different assistance programs which were guaranteed by the state. Of course, we were obliged to cut this money and to try to focus the existing resources, and mainly the resources generated by Romania and not borrowed from outside. We were obliged to focus these resources for the categories which really need a support. Why we reach a such large number of assisted peoples in one or another way? Simply because the politicians, as I said in my speech, each time when the elections were close, they start to become generous with the money which were not produced by Romania. For this reason, I will conclude my answer saying that no social state must be generated by a competitive economy, but a competitive economy can generate a social state. First condition is to have a performant economy, a competitive economy, and you will be able to generate, like a result of this competitive economy, and a social state. Otherwise, the collapse is guaranteed, in my opinion. Of course, no excuse for the governments which don't look at the peoples, which cannot provide resources for daily life. For this category of peoples, we have to assume the responsibility of providing adequate social protection, but not a generalized protection from generated by political interest, which on the end will push the state in an extremely difficult solution. And with your permission, I will extend a little bit the answer, because I like to transfer to you some information about Romania. Maybe I succeed to change some of your bad impressions about my country. For example, in 2010, we were in what we understood from this crisis. The essential thing which we understood is the fact that there are three categories of expenditures which must be controlled. First category is regarding the costs of the state. And we decide to reduce dramatically the cost of Romanian state. We took out 140 employees of the state. 140,000, excuse me. 140,000 in 1 year, and the process is continuing. We reduce the social assistance with 10%, and we will continue to look at the categories which really need this social protection. We issue a new
wage law, which adjust the special wages, like, for example, where different categories with special laws for wages, like policemen, like judges, like doctors, like many other categories. And we cancel all old laws which was generated by political decisions in order to capture the goodwill of some categories, and we reorganize the wage system in Romania. On the pensions, was too a system with special categories. We cut everything, we start from zero, and we arrange the pensions based on the contribution during the life. Another area, labor force code. We changed the labor force code, making the relation between employees and the owner of the company in a direct connection. Until this new labor force code was a contract at national level, which was negotiated by the leader of unions with the government, and all the companies were obliged to pay what the politicians negotiate with the unions. Now, based on the new labor force code, each worker have to negotiate with his company, with the staff of with the staff of the company. Or that means we try to make each Romanian responsible for his life. We try to destroy this story that the state will provide to the Romanians the life of the Occidental peoples without of having performances of the workers of the economy from Occident. Here is in few words what we succeed to do last year. I have to admit that we lost huge on the pools, but we put Romania back in track with a consolidated fiscal situation and with the process which is continuing and in 2011 in order to reach our objectives to provide to the Romanians good conditions based on a performant economy and based on a state which is not interfering the life of each one. Of course, were some protests in 2011, but no so strong than to block our reforming process. Regarding preparation of Romania for being EU member state. Of course, I don't like to be arrogant. I don't like. In general, I don't like the arrogant peoples. But when we became EU member state, I have the feeling that some EU members were more corrupted and more prepared, less prepared than we were to be EU member state. In same time, coming at the Romanian realities, we know very well that we have to push, to continue to push the reform of judiciary system. Last year we adopt 4 new codes for justice. The implementation start with 1st of October this year. We'll completely change our judiciary system in order to provide reasonable final results on the court. I will not say unfortunately, because we have a cultural tradition, but until 1st of October this year, we are still below Napoleon Code. And now we became a little bit more Anglo-Saxon in judiciary system.
in same time is like a man which passed through all functions in administrative system of Romania. I can say that by several times the excessive bureaucracy was confused with the corruption, and is an area where we are working to simplify our bureaucracy. And in another hand, I have to admit that the corruption was an element joining our transition period. Now we fight with all force of state against of this phenomenon, and if you follow Romania, you will see minimum on the newspapers, if you don't know somebody which is involved on the system, you will see that huge progresses was reached in last period, in last 2-3 years. For example, was unbelievable 5 years ago to see a politician arrested or condemned. Now members of parliament are condemned, former ministers are condemned, ministers was replaced from the government at the request of prosecutors in order to be judged, and so on. I know we have a lot to do. In same time, I ask you to trust on us, because we will do what we have to do. Thank you. Thank you. Too long answer, Professor. Not at all. I should also say, of course, that in the UK we've had recent experience of parliamentarians going to jail. But,